Salut! Vă recomand cu tărie să urmăriți acest videoclip înainte de a mai mânca ouă. Există o diferență uriașă între ouăle obișnuite vândute în magazine și așa numitele ouă organice crescute la pășune. Diferența este imensă, iar astăzi vă voi spune despre ea. Din păcate, în Statele Unite, data de expirare a ouălor nu este reglementată, ceea ce înseamnă că firmele pot să nu indice data de expirare pe ambalaj, iar aceste ouă pot sta cu ușurință pe raft timp de 60 de zile, adică 2 luni înainte de a le cumpăra. Ceea ce m-a frapat cu adevărat când am aprofundat acest subiect este mâncarea. Cu ce se hrănesc găinile? Hrana pentru animale care intră în dieta lor. Da, aceasta include porumb și soia omege și este foarte nenaturală, deoarece găinile mănâncă în mod natural gândaci, viermi, insecte, flori, semințe și altele asemenea. Dar am aflat că în aceste furaje există un alt ingredient, subprodusul din creșterea animalelor sau, cum mai este numit, proteina de origine animală. Include carcasele altor animale, pene, organe, sânge, piele, chiar și de la animale din aceeași specie și chiar gunoi de grajd. Reacția mea inițială a fost de neîncredere, dar când am studiat mai profund, am aflat că este adevărat. Hrănesc aceste animale cu gunoi de grajd. Da, bineînțeles, există ouă de la găini hrănite cu o dietă vegetariană, așa cum se menționează pe eticheta. Dar vreau să spun ceva despre dietele vegetariene, care includ porumb și soia, fără niciun produs de origine animală. Vreau să subliniez că pentru găini este foarte nefiresc să mănânce doar cereale, fără insecte, viermi și alte asemenea. Apropo, non-vegetarienii sunt omnivori, ceea ce ne aduce la următorul punct despre ouă, și anume culoarea gălbenușului de ou. Unii oameni cred că sănătatea unui ou poate fi determinată de culoarea sa, iar acest lucru este absolut logic, până când afli că ouăle vândute și folosite în mod regulat sunt vopsite cu pigmenti sintetici, coloranți sintetici care dau gălbenușului o anumită culoare. Pentru că dacă nu faceți acest lucru, aceste ouă nu se vor vinde. Sincer, este doar o înșelare a consumatorului. Unul dintre acești coloranți se numește cantaxantină și, cel puțin în Europa, cantitatea sa admisă este limitată. După cum se pare, poate provoca cristale de retină. Habar nu am dacă este permis în America. Dar în natură, când o găină mănâncă în condiții naturale, ceea ce ar trebui să mănânce pentru gălbenușurile ouălor sale, acestea au o culoare galben-aurie, foarte plăcută. În legătură cu sursele naturale de antioxidanți, în special doi nutrienți numiți luteină și zeaxantină, ei sunt necesari pentru ochi, pentru retină, și cu cât mai puțin sunt acești pigmenți într-un ou, cu atât mai puțin sunt acești antioxidanți pe care îi primim, și sunt doar doi dintre ei. Există probabil peste 600 de carotenoizi diferiți. Se folosesc de asemenea coloranți pentru a colora carnea de pui și pentru a face ca pielea puiului să aibă un aspect sănătos. Este pur și simplu o nebunie. Dacă mergeți la magazin și cumpărați piept de pui, citiți doar eticheta. Veți afla că uneori îi se adaugă arome, nu glumesc, astfel încât să aibă gust de pui. În esență, îi înșală pe oameni făcând mâncarea gustoasă și frumoasă, fără a acorda atenție calității. Așadar, am atins subiectul hranei pentru pui. Dar cum rămâne cu mediul înconjurător din locurile unde sunt crescute găinile? Vedem diversi termeni precum free range, fără cușcă, crescut pe pășune. În primul rând, ar trebui să știți că se obișnuiește să țineți găinile în cuști. Ele nu văd niciodată lumina zilei. Probabil într-o singură clădire sunt mulți pui. Undeva între 80 și 100 de mii de pui sunt ținuți într-o singură incintă și s-a constatat că astfel de condiții duc la o creștere semnificativă a nivelului de cortizol. Acest lucru nu este sănătos pentru găini. Există de asemenea termenul fără cuști, care sună mult mai bine, dar pur și simplu se elimină cuștile, lăsând găinile în același spațiu. Cage free implică aproximativ 30 pe 30 de centimetri pe pasăre, deci găinile sunt încă înghesuite în interior. Există și conceptul de free range, care înseamnă că puii au mai mult de jumătate de metru pătrat de spațiu și acces parțial dincolo de coteț. Aceasta poate fi o gaură în perete prin care pasărea își scoate capul și se poate uita afară. Dacă nu mă înșel, găinilor de la free range nu li se administrează antibiotice, dar în sistemele fără cușcă acestea pot primi antibiotice. Apoi există și creșterea pe pășune, care este cea mai bună, deoarece fiecare pasăre are aproximativ 10 metri pătrați, iar găinile pot ieși afară și pot ciuguli gândaci, viermi, insecte, flori și așa mai departe. Astfel, în ouăle crescute la pășune, în comparație cu cele obișnuite, obțineți de cel puțin 3 ori mai multă vitamina A.
Mai multă colină, mai mult B2, mai mulți folați, de 3 ori mai multă vitamina E și, în general, mai multe vitamine liposolubile. Permiteți-mi să spun câte ceva despre antibiotice. Ați putea spune că antibioticele nu prea mai sunt folosite. Ei bine, din toate antibioticele vândute la nivel mondial, 66% sunt administrate animalelor din ferme. Așadar, atunci când cumpărați ouă, asigurați-vă că pe ambalaj scrie fără antibiotice. Sau mai bine, cumpărați ouă organice crescute la pășune. Acest lucru înseamnă că aceste găini nu numai că se află într-un mediu mai bun, dar au și o hrană mai bună, deoarece organic implică lipsa pesticidelor, insecticidelor, erbicidelor și a omegeurilor. Acest lucru este bun, dar înseamnă de asemenea că nu există hormoni, antibiotice, arsenic și nici subproduse din așternutul păsărilor de curte, ceea ce înseamnă că în ouăle organice nu vor exista subproduse de origine animală. Ați putea spune că sunt mai scumpe. Da, sunt cu câțiva lei în plus, dar merită. În plus, se folosesc aceleași antibiotice ca și hormonii de creștere. Datorită lor, animalele cresc foarte repede. Și ultimul aspect legat de ouăle de găină. Uneori sunt etichetate ca fiind îmbogățite cu omega-3. Aceasta este o strategie de marketing. Nu se știe de unde provine omega-3 din aceste ouă. Personal, cred că este mai bine să cumperi doar ouă de găină organice crescute la pășune. Chiar mai bine, dacă aveți un loc în curte pentru a crește găini, vă recomand cu încredere să le creșteți acasă. Cam atât pentru astăzi. Împărtășiți acest videoclip cu prietenii și cei dragi. Puneți un like și abonați-vă la canal pentru a rămâne la curent cu tot conținutul util până la următoarea noastră întâlnire cu videoclipuri noi. Pe curând!